Deci am terminat ambele picioare pe partea dorsală. Acum ne vom ocupa de spate. Pregătim pentru aceasta pacientul, introducem sub lenjeria intimă porțiune din cerceaf, apoi pliem cerceaful, aplicăm uleiul, nu uitați, pe mâna noastră și undeva deasupra cerceafului să nu picure, e o senzație tare neplăcută dacă uleiul va picura pe pacient. El se va speria și tot ce am obținut, cea relaxare care ne-o dorim, s-ar putea să o stricăm cu o picătură de ulei căzută la întâmplare. Deci este bine să evităm astfel de situații. Aplicăm ulei atât cât trebuie. Nu aplicăm prea mult, ca să nu alunece prea mult mâinile, nu aplicăm prea puțin, ca să nu putem lucra. Am aplicat uleiul. Urmează acum începutul poveștii sau artei. Efleurajul. Efleuraj bilateral. Pe paravertebral, pe umeri și ne întoarcem înapoi. Întotdeauna când mergem în sus, presiune mai mare, când ne întoarcem înapoi, presiune mai mică. Uitați-vă cum mă mișc pe lângă pacient. E un fel de dans pe care îl efectuăm, da? Îndoi genunchiul, dar greutatea corpului este acolo, sau poziția corpului, mai bine zis. Acolo unde îmi sunt mâinile. În felul acesta voi aplica presiune din corp. Nu uitați mâinile să fie acolo. Spuneam touch-ul. Touch-ul este important, atingerea. Să fim acolo prezenți cu orice părticică din mâinile noastre. Da? De vreo 10 ori. Apoi un efleuraj tip copăcel. Spuneam că masajul este o artă. Deci desenăm rămurele. O rămurică, două, trei, patru și ne întoarcem cu un efleuraj ușor. Din nou, una și două și trei și patru. Considerăm că am încălzit spatele sau dacă nu e suficient de încălzit, mai facem un alt efleuraj sub formă de inel. Am încălzit suficient spatele, acoperim porțiunea care nu o lucrăm și ne focusăm pe zona gluteală. Aici avem o porțiune mică, zona sacrală, și vom efectua un masaj, o fricție, cu degetele mari. Thumb friction în zona osului sacru. Nu ne deplasăm foarte mult. În practică dezvelim puțin mai mult pacientul. Acum nu l-am dezvelit chiar așa de mult, pentru ca să protejăm intimitatea. Iar apoi urmează un cross fiber, da? O trecere peste mușchi, câteva degețele. Același lucru și în partea cealaltă. Deci o fricție cu degetele mari și un cross fiber. Mai avem o manevră aici, un fierăstrău. Cum e, Cristi? E bine? Și avem și o presiune în sacroiliacă, pe parte și pe alta, de aproximativ 10 secunde. Simțim niște găurele acolo, așa, de apăsăm 10 secunde. Bun. Continuăm cu zona gluteală. Cu fesierul. Aplicăm uleiul. Da. O încălzire, un efleuraj alternant. Apoi, cuprinsul. Palm friction, fricție cu palmă, fricție cu pumnul. Oh, aici avem mușchi generos.
putem de pe partea asta sau putem să mergem pe partea cealaltă și efectuăm un fel de frământare, dar e tot fricție. Foarte bună această manevră. Nu uitați, tot din corp lucrăm presiune. Și urmează acum cu degetele thumb friction, fricție cu degetele mari, în raze. Pe tot gluteusul, tot fesierul. Gluteus minimus, medius și maximus. Și urmează cross fiber, trecere peste mușchi. Foarte importantă această trecere, da? Și când mergem în jos și când ne întoarcem înapoi. Dacă ne obișnuim, după ce ne obișnuim, putem să facem o trecere peste mușchi cu vibrație, mai ales când ne întoarcem înapoi. E și mai eficientă această mișcare. Când ne întoarcem înapoi, da, sacadată mișcarea. Bun, și același lucru vom face și în partea cealaltă. Trecem mai departe, la lombe. Dezvelim doar atât cât lucrăm și învelim ce am lucrat. Felul acesta păstrăm căldura și totodată și intimitatea. Aplicăm din nou uleiul, chiar dacă am aplicat la început, am mai intrat în piele. E un ulei bun care protejează pielea, nu e problemă. Și acum încălzim această zonă. Prin ce manevre? Două manevre. Fie printr-un romb, desenăm un romb, am spus că e o artă, da? Acum luăm condeiul și desenăm un romb. Sau desenăm un 8. Cifra 8. De fapt, ce urmărim prin această manevră? Să încălzim această zonă și urmăm configurația mușchilor. Ne referim în special la pătratul lombar. Bun, am încălzit și acum vom efectua o fricție cu toate degetele. Vom începe de la spina iliacă. Aici a inserat pătratul lombar. Apoi îl vom simți sub degetele noastre, undeva lângă coloana vertebrală. Și vom merge mai departe pe lângă el și vom simți undeva costa C12, coasta mobilă. Atenție, nu apăsăm tare, să nu producem necazuri. Este bine, Cristi, în regulă? Da? Nu-i prea tare? Nu-i prea moale? Deci e bine? Te simți relaxat? Poziția e bună? Da? Bun. E foarte importantă mișcarea asta. Da? Deci cu toate degetele, fricție, rotund. Da? Rotund mergem. Rotund, 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 rotund. Invers al celor ceasornicului sau sensul al celor ceasornicului. Depinde pe ce parte ne găsim. Urmează acum fricția cu degetul mare sau, mai bine zis, cross fiber friction cu policele. Pe mușchii pătrații lombari. Apăsăm și când mergem în jos, dar din corp, nu doar din mână, și când ne întoarcem înapoi, și cu o mână, și cu cealaltă. Felul ăsta nu obosim. De obicei, dacă merg în sus și lucrez de pe partea dreaptă, voi lucra cu mâna stângă și când merg în jos, voi lucra cu mâna dreaptă. Apoi același lucru pe partea cealaltă și după ce am lucrat ambele părți, urmează o altă fricție, alternantă se numește, cu palma, din nou din corp. Ca să reușim lucrul acesta, trebuie să facem fandare pe un picior și pe celălalt.